Salutare, oameni buni! Și bine v-am regăsit la un nou episod. Este chiar primul episod cu Breaza TGF. Până acum am făcut doar live-uri. Și este primul episod cu Breaza oficială TGF. Ei. Și în episodul acesta, după cum vedeți, am în inventar o tonă de chestii pe care le-am strâns pe live. Și vreau să fac și o casă aici frumos, lângă... Deci mi-am pus pe toate chestia asta, mai am două care nu mi-au încăput. O să vreau să fac frumos aici. O să facem un timelapse frumos. Mai întâi să fac eu fundația, ca să văd așa o idee, o micuță idee. Să fac o micuță idee cam cum trebuiască să fac. Și după îi trecem la timelapse. Bun. În partea asta... Să fac, aici o să fie cam, într-un fel, sfârșitul, cred. O să fie cam aici sfârșitul. Cred că e ok aici. Așa. Și... Deci aici sfârșitul, aici se întâmplă scările. Și apoi o să începem... Mai bine. Stai, nu mi-am luat un pickaxe, în caz că... Spar greșit pe aici să las antene de astea ca să-mi iau și eu pickaxe. Să pot să-mi iau pickaxe. Am pus numai de asta. Bun, să-mi iau și eu pickaxe-ul de aici și să trecem la treaba. Deci, așa. Încerc să mă gândesc un pic. M-am gândit și înainte cum să o fac, dar... Acum am dat seama că e mai bine, mai ok dacă o fac așa, uite așa, gata. Chiar mai în spate un pic ar merge. Uite aici, gata. Și ăsta va veni aici. Așa o să fie scările. Facem mai apoi așa. Bam, 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 bam. Aici o să vină ar bloc. Cam în limită. Oricum o să strifem asta un pic. Ca să am bloc mai mult de pasă. Și apoi eu fac așa fundația ca să îmi fie mai ușor pe acel timelapse. Aici o să vină asta. Asta am două, aici o să fie două. Mama, ok. E ok rău de tot. Bun, deci sunt astea aici. E asta așa, bun, stai să mă gândesc cum era. Așa, două aici. După erau trei așa, acolo să vină. Așa, bun, și după băgăm, bun, doi. Trei. Patru, sau cinci. Două, cinci, apoi ăsta, un, doi, trei, patru, cinci. Din nou. Pam, pam. Aici erau 6. 6 și apoi... Cred că înspre interior... Nu, stai, nu, înspre exterior. Erau încă... 4. Și după 11 aici trebuia să fie. Deci 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bun. Asta e fundația și... Acum să ne apucăm de treabă! Thank you.
Bun, brotherilor, am... ți-ați bun. Am terminat și noi căsuța asta magnifică. Mai am să-i mai fac niște mici retușări, de exemplu. Aici să mai pun niște torțe sau să pun eu ceva. Și... chiar acum voiam să... Aoleu, acolo era stone-ul ăla. Upsi, că mi-a mai rămas niște stone în plus și voiam să-l pun acolo. Da, chiar ai știut, poate n-a ieșit așa bine, sigur n-a ieșit așa de bine timelapse-ul ăla. Până la urmă e primul meu timelapse. Dar sper să apreciați efortul depus. Și munca, nu știu. Sper doar să apreciați asta. Și cam atât. Te-aș spus despre această casă, o să mai pun eu chestii de detalii pe aici, că n-am avut toate chestiile chiar acum. Dar o să mai și să decorez interiorul, o să fac toate chestiile astea. Bun. Și mai am de înlocuit acolo sus. Am eu ceva acum să mă urc, uite, am astea. Perfect, ne urcăm aici. Frumos, elegant. Și... punem aceste slab unde le locul și gata, acesta a fost tot. Și mi-am să pun două glass pane-uri, mi se pare aici. Și ca atâta. Da, nu știu, sper să vă... sper că v-a plăcut episodul. Și aici să mai pun, da, am uitat de asta. Sper că v-a plăcut acest clip. Mai am aici de completat, n-am văzut aici. Întrebam de ce am trepdoare din plus. Cred că am mai ratat niște locuri, sigur am mai ratat eu. Nu? Păi atunci ce am 8 trepturi plus? Mă rog, în fine. Deci da. Nu știu ce să mai facem pe clip. Cred că mai mult o să mai vorbim despre un viitor proiect pe care o să vreau să-l fac. O să vreau să vă fac un semn mare. Cred că o să fac în locul bisericii, așa, fix încă casa, o nu știu. Sau aici pe deal. Nu știu, să ziceți voi în comentarii. Aici pe deal ca să se vadă peste. Îmi dau ce am crede. Că le-am dat mici ca să n-am lac. Bun. Sau aici pe deal ca să se vadă așa. Cred că aici o să-l fac. De aici să pun un semn. Ceva. Așa. Să-l fac aici ca să se vadă peste tot satul. Și în rest ce planuri de viitor mai am să mai menționez. Să avea asta, să mă înceantez mai mult, să mă înceantez pe asta, să-ți bag sharpness, pump breaking, mă rog, să le unesc și să fac asta și după îmi fac și eu asta, îmi fac și o armură mai bună și să batem weekend viitor, sper, dragonul. Da, deci cum am spus, cam atât a fost cu acest, de fapt, hai să mai țin un pic clipul, că cred că e cam scurtuț. Adică e doar timelapse-ul ăla. Și o să vreau și eu să, că acum am văzut din nou o eroare acolo. S-au făcut și astea, cred, pot să fac glass pane-uri, dar un glass nu pot să fac. Firaj, mai trebuia unul. Un nisip. Îl iau eu acum, nu-i problemă. Bun. Frumos, elegant. Și da, ce vă fac și un mic anunț, așa, dacă toți suntem pe clip. Cred că le știți cu toții, adică, nu știu, de-aia vă și anunț. Nu cred că știți cu toții, mă rog. Că dacă vreți să intrați acum, sau deschid cererile pentru brează, dacă vreți să intrați în brează. Și, deci, dacă vreți să intrați, trebuie să faceți o cerere pe serverul de Discord pe care îl aveți în descriere. Al doilea link, dacă nu mă înșel. O aveți serverul de Discord și puteți să faceți o cerere. Aveți modelul acolo. Modelul cererii. Ce noi v-am făcut eu aici? Bă, nu înțeleg. Ulu, o să spawn zombie acolo, că am uitat spun torți. Bun. N-am torțe, n-am. Să improvizăm mai ceva.
Bun. A, pot să-i prindem pe jos? A, perfect. Deocamdată, așa, până facem noi cu torțe frumos. Și da, deci aveți acolo model de cere, tot ce vă trebuie. Și uitați ce frumos ai acum. Ce aș mai vrea să fac? Să mai fac niște slab-uri, că acolo, de exemplu, nu-i slab, să mai pun niște slab-uri, asta să fac eu off-camera. Să mai dau v-am zis detalii și cam atâta. Sper că vă place casa. Deci, nu știu, mie nu-mi place față de ce case am avut înainte, dar am avut o casă mai mare acum. Ca să am și eu loc să fac storage jos frumos, o să facem ca lumea. Bine, asta nu o să fie casa noastră, pe mai vă dați seama, o să ne facem și un mansion la un moment dat. Pentru că, na, să am mai multe chestii și cu ferme, o să fie nebunie mare, oricum. Să spun acum în final să nu vorbesc ca prost aici. Bun, deci nu vorbesc ca prost. Ok. Deci, da, fraților, cam atât a fost în acest episod. Cred că următorul episod o să fie atunci când o să facem semnul acela cu TGF. Dacă vreți să faci și un tutorial după aceea cum să faci semnul, de ce nu? Și da, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Rulor. Iar noi ne vedem data viitoare. Papa.